eliminate din cursa pentru titlu, fece viitorul Constanța și Dinamo București oferă azi un meci paradox, două echipe fără obiectiv, cu joc frumos și program ambițios de reconstrucție, propunându-i el în care contează doar banii. Banii din drepturile TV pentru că locul ocupat la final în clasament va face diferența și în bugetul de anul viitor. Iar ambele formații au nevoie de bani ca de aer. Viitorul o primește pe Dinamo din postura echipei care a pierdut o singură dată din opt încercări cu bucureștenii și care a dominat copios ultimele două dispute, în care câinii au scăpat miraculos cu un punct. Este una dintre echipele mari ale campionatului echipă care și-a trasat obiective modeste în vară, dar care a reușit să se ridice la un nivel neașteptat de bun, astfel că aștept un meci frumos. Dinamo este mai puternică decât noi ca tradiție, dar meciurile noastre cu ei au fost mereu bune și sper că vom avea un meci interesant, frumos cu goluri. Îi respectăm ca și club pentru că sunt mari, dar atât. Nu ne vom da la o parte și nici ei nu se vor da, iar meciul va fi frumos. Fiecare echipă își dorește să câștige, iar fiecare meci devine o provocare. A prefațat Gheorghe Har disputa de la ora 20.30. Una în care va fi loc de experimente lotul Constanțean fiind într-o continuă transformare cu gândul la sezonul 2016-2017. Acesta nu a exclus nici posibilitatea de a se despărți de veteranul Pecanha, jucător cu evoluții catastrofale de când a sosit la Ovidiu și a recunoscut că prezența europeană a echipei sale, certă încă de la calificarea matematică în play-off, nu este neapărat un bonus, Locul ocupat la final în ierarhia internă fiind mult mai important decât o apariție, probabil meteorică, în preliminariile Ligii Europa.